În sfârșit are și România o femeie președinte. Diana Iovanovici Șoșoacă! Și suntem toți la conferința de presă în care doamna președinte își anunță programul de guvernare. Da, telefonul, unde mi-e telefonul, că trebuie să fac și live. Trebuie să fac și live, neapărat. Da, aici. Bună seara! În primul rând, vaccinații afară, urgent. Și în caz că nu m-auziți bine, dați pe Bluetooth. Nu pe wireless. Că nu ești oaie să dai pe wireless. Dai pe Bluetooth. Da. Ca proaspătă aleasă președinte a României, în ciuda faptului că s-au chinuit nemernicii dând servicii să mă saboteze, ei, iată, n-au reușit. Pentru că sunt consecventă, sunt inteligentă, sunt dementă, după adevăr, și scot adevărul la iveală cu orice preț și lumea vede asta. Prin urmare, vă prezint programul meu de guvernare în 3 puncte. Punctul 1. Națiunea. Națiunea română. Băi, Werner, ce scrie, bă, pe plăcuța de intrare în România, a? România. Scrie Germania? Scrie Ungaria? România. Intră în Parlamentul României de astăzi doar cei care sunt români adevărați. Și pentru asta am pus la punct un test grilă în 3 întrebări. Numărul 1. La ce temperatură fierbe mămăliga? Numărul 2. Care sunt cele mai bune sarmale? Cu foi de varză murată sau cu foi de viță? Numărul 3. Cum se cântă corect călușarul? Tâm-tâm-târ-tâm-hop-hop sau tâm-tâm-târ-tâm-hop-hop-hop? Răspuns corect la întrebările astea, intri în Parlament. Nu, marș afară! Că nu merge după voi! Punctul numărul 2. Credința. Credința ortodoxă. Nu orice fel de credință. Băi, bă-ți încercat, băi, toți anii ăștia nenorociților, să mă împiedicați pe mine, să manifest eu credința. Păi știți ce mi-a zis mie Iisus în vis? Că mi-a venit Iisus în vis și a coborât așa de pe cruce și a zis: crucea mamilor Șoșoacă, șo pe ei! Și asta am făcut! Asta am făcut! Și am vorbit cu toți preoții din țară și a zis: băi, dacă n-aveți voi sânge, tămâie în cădelniță, las cam eu! Și fac eu pelerinaj la Sfânta Parascheva! Și conduc eu oamenii în pelerinaj! Și intru triumfătoare în Iași! Și dacă nu vor să-mi dea pe Sfânta Parascheva, intru eu și o scot eu pe Sfânta Parascheva afară! Și dacă nu o pun ei pe Sfânta Parascheva, mă pun eu în raclă! Și dacă nu-mi pac cap în raclă, îmi iau o raclă XXL! Că nu merge după voi! Din momentul ăsta, pelerinajul Sfintei Parascheva nu se mai întâmplă o singură dată pe an. Se întâmplă fiecare zi! Credința! Punctul numărul 3. Familia. Familia e celula societății. Familia e celula. Celula mea, nu înțelegeți?
Familia tradițională? Nu orice fel de familie! V-au nenorocit creierii ăștia din vest! LGBT! Plus! Familie tradițională! Și nu doar că încurajăm familiile tradiționale, le înființăm! Și în acest scop, am constituit un grup de inițiativă care se numește Familia Unește Tot, pe scurt, FUT! Și mergem cu acest grup din localitate în localitate și înființăm familii tradiționale! Ai familie tradițională? Perfect! N-ai? Îți faci! Că nu merge după tine! Cum adică ești femeie divorțată de 3 ani și îți merge bine? Cum îți merge bine? Cum să nu simți tu parfumul ăla românesc de alcool pe lângă tine? Palmele alea veșnice de român? Cum să nu le simți? Și tu, bărbat la 50 de ani, umbli singur brambur așa, single, nu ți-e rușine? Single, auzi la el? Și gata cu toate porcăriile venite din vest. Gata cu LGBT-ul plus. În acest scop se vor desfința toate localitățile homosexuale din România. Curtici, să desfințează! Fundulea, să desfințează! Fundul Moldovei, să desfințează! Băicoi, se desfințează! Sulina, nu stai, că de asta s-ar putea să avem nevoie, poate eu. Familia tradițională! Acesta este programul meu de guvernare în 3 puncte. Vă urez succes! Să nu vă fie frică! Pentru că patriotismul a învins și zici găs Zdrarova, i-aș găs Piesca, aș găs Bietca, o să-și schievă schietuat că niet, i-aș găs schietru pe cață, să rodi, că pana pizdaia căput! Sănătate și mult șoșoc la toată lumea!